Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vă spun și în seara aceasta bună regăsire în jurul altarului, aici, în catedrala noastră din Iași. Vă salut pe toți cei prezenți aici în biserică, dar vă salut și pe dumneavoastră care ne urmăriți pe calea undelor. Suntem așadar în timpul Adventului, un timp, înainte de toate, de așteptare rodnică, timp de convertire, de meditație și în seara aceasta îl vom asculta din nou pe preasfințitul nostru Iosif vis-a-vis de tema Pregătiți calea Domnului. Aș propune să începem cu două scurte rugăciuni. Invit aici în față pe doi tineri. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace, până când va fi luna. El va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. El îl va elibera pe săracul care strigă și pe sărmanul care nu are ajutor. Va avea milă de cel sărac și de cel sărman și va mântui sufletele sărmanilor. Numele lui să fie binecuvântat în veci, cât va fi soarele să dăinuiască al său nume. În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului și toate neamurile îl vor preamări. O, Iisuse, dăruiește-mi o dorință constantă de a te imita în activitatea cotidiană. Luminează-mi sufletul pentru ca, privind la exemplele date de tine, să învăț a trăi așa cum ai trăit tu. Iisuse, te rog ajută-mă să renunț la tot ceea ce este inutil și la tot ceea ce nu este conform voinței Tatălui Ceresc. Îmi doresc acest lucru din dragoste către tine. Iisuse, tu care ai vrut să îndeplinești într-un totul voința Tatălui. O, Doamne Iisuse, dă-mi harul să te slujesc cu iubire curată și deplină, fără să aștept succesele și fericirea ca răsplată. Doamne Iisuse, ajută-mă să te slujesc și să te iubesc, fără ca să urmăresc vreun interes personal, ci numai cinstea și gloria ta. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vă rog să vă așezați. Așadar, pregătiți calea Domnului. Acum o săptămână, preasfințitul nostru Iosif ne-a îndemnat să veghem. Însă, trebuie să fim conștienți că nu ajunge să veghem. Trebuie să mai și lucrăm, să pregătim calea Domnului. Și vis-a-vis de această temă, aș dori foarte pe scurt să vă prezint trei puncte, trei pregătiri cu care, cred, suntem cu toții familiarizați. Pregătirea pentru sfințirea caselor. Știm cu toții câtă pregătire, inclusiv materială, fizică, dar mai ales religioasă, fac familiile noastre înainte de a-l primi pe preot în casa proprie. Este o sărbătoare venirea preotului în familia noastră. O a doua imagine. O avem, sper, cu toții încă prezentă. Pregătirea pentru vizita papei. Câtă pregătire!
Numai cei care au organizat îndeaproape evenimentul știu despre ce este vorba. O a treia imagine, pregătirea mai ales a copiilor la sărbătoarea trupul și sângele Domnului. Nu poți să nu rămâi mișcat când vezi acele miresuci care aruncă înaintea Preasfântului Sacrament flori, întind un covor. Ce pregătire! Pregătiți calea Domnului. Cum? Ne spune Sfânta Scriptură. Orice munte, orice deal va fi nivelat și orice groapă va fi umplută. Și ce frumos interpretează Sfântul Augustin când spune, da, va fi dărâmat orice munte al egoismului nostru. Muntele egoismului. Și tot Augustin spune, va fi umplută orice groapă a lipsurilor noastre, pentru ca Domnul să poată merge lin prin viața noastră. Înainte de a asculta cateheza Preasfințitului, vă îndemn pe toți să cântăm la Duhul Sfânt să ne lumineze, să putem asculta și înțelege această cateheză.
Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, Te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Lăudat să fie Iisus Hristos! Dragi copii, adolescenți și tineri, iubiți credincioși, iubiți ascultători și iubiți urmăritori pe internet a transmisiei noastre în direct din Catedrala Romano-Catolică din Iași. Am spus și dragi copii, în intenția că din cei care ascultă sau eventual urmăresc pe internet transmisia noastră, vor fi și copii. Suntem la a doua cateheză din timpul sfânt al Adventului. Cateheza, așa cum ați dedus ușor din cuvântul introductiv al părintelui Fabian, moderator, și cum ați văzut și pe ecran, ne ajută să înțelegem mai bine mesajul textelor biblice din a doua duminică din timpul sfânt al Adventului. Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Dacă în prima cateheză, cea de acum o săptămână, am folosit două imagini, centura la brâu și lampa aprinsă, pentru a înțelege mai bine mesajul primei duminici din Advent, și anume vegheați, în a doua cateheză, cea de astăzi, din seara aceasta, voi folosi alte două imagini simbolice, și anume securia așezată la rădăcina pomilor și lopata pentru adunarea grâului în hambar. Și pentru a putea urmări cu mai multă atenție cateheza, așa cum vedeți, folosesc în seara aceasta și ecranul cu câteva imagini și cu schema acestei catehezi. Și mai întâi vă invit să priviți pe ecran pustiul iudeii și următoarea, râul Iordan, care străbate acest pustiu și se varsă în Marea Moartă, izvorăște din nordul Palestinei, trece prin Marea Galileii, o mare frumoasă, splendidă, și apoi își continuă cursul străbătând pustiul până în Marea Moartă. De ce aceste două imagini? Pentru că pustiul din Iudeea, o parte dintre dumneavoastră ați fost în Țara Sfântă și puteți da mărturie, pustiul Iudeii este un loc în care avea să se arate Mesia, cel așteptat și dorit de viacuri. Iar râul Iordan era un loc de trecere între poporul lui Israel și celelalte neamuri. În aceste două locuri, pustiul Iudeii și valea Iordanului, a răsunat cu glas de tunet vocea lui Ioan Botezătorul. Tema pe care o dezbatem la această cateheză: pregătiți calea Domnului. Și cateheza are patru puncte. Dați mai departe, cum vedeți acolo. Primul, glasul din pustiu, care este al lui Ioan Botezătorul.
pregătiți calea Domnului, aici este miezul catehezei. Al treilea l-am intitulat Doamne, miluiește-ne, și aici voi face referință și la riturile introductive de la Sfânta Liturghie. Și ultimul punct al catehezei, să avem aceleași sentimente unii față de alții, este îndemnul pe care ne-l face Sfântul Paul în scrisoarea către Romani, dar mereu actual pentru noi și pentru întreaga lume. Așadar, primul punct, vedeți acolo, glasul din pustiu. Și am pus pe ecran pustiul și o imagine din iconografia noastră creștină cu Ioan Botezătorul. Apare figura lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, descris de Sfânta Evanghelie, era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și cu un stil de viață care amintea ușor de profeții de odinioară. Avea în jurul coapselor o centură din piele și spune Sfânta Evanghelie, el se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică, adică ducea o viață aspră de pocăință. Și el străbătea pustiul și mai ales Valea Iordanului, făcând să răsune glasul său pentru toți. Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acesta era un mesaj profetic. Și acest mesaj nu ar fi trebuit să surprindă pe oameni, pe oamenii de atunci, deoarece toți îl cunoșteau. Toți știau că trebuie să vină Mesia și așteptau venirea Lui. Totuși se întrebau, cine este acest profet? Cine este omul acesta? Cum este și am fi fost și noi în locul lor, oamenii sunt curioși. Cine-i? El predica cu tărie, cu forță, chemând lumea la convertire. Cine-i omul acesta? În cartea profetului Isaia, capitolul 11, sunt notate aceste cuvinte. Profeție. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului, așa cum apele acoperă fundul mării. O imagine splendidă aici. În ziua aceea, rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare. Și iată-l pe Ioan cum își desfășoară activitatea în pustiu. Și sublinez cuvântul pustiu și să-l rețineți, pentru că e important. De ce pustiul? Pentru că acolo este liniște. Și Dumnezeu vorbește omului în liniște. Locul ales avea semnificații precise, să ne amintim de poporul ales, care după 700 de ani de robie în Egipt, avea să facă drumul prin pustiu până în țara Canaanului. Și Dumnezeu mereu a însoțit acest popor prin pustiu, poporul avându-l în frunte pe Moise, până când a ajuns poporul în țara făgăduită. Pustiul este locul intervențiilor salvatoare ale lui Dumnezeu. Pustiul Iudeii era o zonă renumită în antichitate. Prin teritoriul situat unde era pustiul, în partea de răsărit a Ierusalimului și apoi întinzându-se spre sud, până la Marea Moartă și mai departe. Acest loc, pustiul, era locul privilegiat în care Dumnezeu, în liniște, îi vorbea omului și omul putea să-l asculte mai ușor pe Dumnezeu. Prin acest teritoriu, situat la răsărit de Ierusalim, spre vechea cetate din sud a Ierihonului,
trecuseră și trăiseră cei care au scris pagini memorabile din istoria poporului ales. Dar în timpul lui Ioan, în acel loc se afla numai roadele secetei și nu exista acolo decât întinderi, cum vedeți în imagine, acolo întinderi, dar liniște. Era locul mult căutat de căutătorii lui Dumnezeu, cei care doreau să se prezinte înaintea celui prea înalt, să simtă prezența lui, să trăiască unirea lor cu Atotputernicul, cu Creatorul Cerului și al Pământului. Chiar și în acele locuri însemnate de secetă și liniște, se așezaseră cândva, eu vorbesc acum, parcă sunt pe acolo, că am fost de 4 ore în Țara Sfântă și am străbătut locurile, bineînțeles, acum pe șosea asfaltată, în condiții, atunci nu era ca acum. Și parcă văd aceste imagini. Cândva acolo, în ținuturile acelea arse de soare, se rătrăgeau oamenii, grupări de oameni, ca să trăiască intimitatea cu Dumnezeu, printre care se numără și comunitatea așa numiților esenieni de la Qumran, unde au avut loc în ultimul timp descoperiri senzaționale. Și pentru membrii acestor comunități, cuvântul convertire rezuma dorința puternică de schimbare a vieții. De schimbare a vieții. De aceea, în timpul Adventului, începe încet, încet să apară figura Botezătorului Ioan, care cheamă lumea la convertire, la îndreptarea vieții, întoarcere la Dumnezeu, schimbarea de la rău spre bine. Și trecem acum la următoarea imagine, punctul al doilea și care constituie, de fapt, esența acestei catehezi. Pregătiți calea Domnului. Era glasul care striga cu tărie în pustiu, chemarea lui Ioan Botezătorul la convertire. Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Și iată cum vedeți acolo, în jurul lui Ioan se adună mulțime de oameni. De unde erau? Din orașul Ierusalim, din localitățile din jur. Că vorba mergea repede, chiar dacă nu erau mijloacele tehnice moderne de astăzi, cum avem internetul, telefonul mobil, nici vorbă de așa ceva. Dar vestea mergea așa, din gură în gură. Veniți! Este cineva care vorbește, cred că e un profet al lui Dumnezeu. Și iată cum oamenii din Ierusalim, din localitățile din jur, de-a lungul Iordanului, unde aveau și localități, nu credeți că erau vile ca astăzi? Toți se adunau și mergeau să asculte vocea acestui profet. Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Așadar, multă lume, aici avem în imagine și chipul lui Iisus, care coboară în râul Iordan pentru ca să primească botezul lui Ioan Botezătorul. Și o să vă explic eu despre ce este vorba în acest botez. Botezul pe care Ioan îl administra oamenilor care erau dornici să se convertească, să-și schimbe viața, nu era doar o simplă spălare rituală. Era o scufundare în apă. Aici nu avem în imaginea de acolo, unii intrau și băga în apă până peste cap și apoi se ridicau. Era ceva simbolic, foarte grăitor. Această scufundare reprezintă renașterea, schimbarea totală a omului, recunoașterea situațiilor din trecut, viața din trecut, dominată de răutate și de păcat, și începerea unei vieți noi, de adevărată convertire. Și știți de ce avea Ioan atâta succes în predica lui? Pentru că el credea cu adevărat în Dumnezeu.
Încrederea lui era totală în Dumnezeu, în promisiunile făcute de Cel Prea Înalt. Credea în împlinirea profețiilor mesianice, pentru că despre Mesia s-a vorbit mult în Vechiul Legământ. Cu adevărat, era Ioan profet. Cine era profetul în Vechiul Testament? Omul care vorbea în numele lui Dumnezeu. Omul care era, a spune noi, portavocea lui Dumnezeu în mijlocul celorlalți oameni. Soarta lui nu era deloc ușoară. Riscurile erau foarte mari. Profeții au sfârșit, mulți dintre ei, cu moartea. Dar știind că Dumnezeu vorbește prin ei și având credință, încredere totală în promisiunile făcute de Cel Prea Înalt, ei nu s-au dat înapoi. Au vestit cu mult curaj cuvântul lui Dumnezeu. Așa a făcut Ioan Botezătorul. A avut misiunea aceasta, ales din veșnicie de Dumnezeu, să fie precursorul lui Mesia. Să fie cel care l-a arătat pe cel care avea să vină în lume, pregătindu-i calea. Se vedea chiar mai mic decât un simplu slujitor. Avea o viață sfântă. O să auzim noi pe parcurs ce ne apropiem de Crăciun. Eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintei celui care vine după mine și a cărui intrare în viața publică eu o pregătesc. Dar vom vedea aceste lucruri pe parcurs. Vedeți, aici este miezul catehezei, învățătura pe care trebuie să o reținem cel mai bine. Trecem mai departe la punctul al treilea, pe care l-am sintetizat în cuvintele de la Sfânta Liturghie, de la început. Doamne, miluiește-ne! Sau Doamne, îndură-te de noi! Aceste cuvinte ne ajută să aprofundăm mesajul pe care Biserica ne-l dă în a doua duminică din Advent. Este unul exigent în același timp și anunțat de Ioan. Notează Evanghelia că veneau la Ioan să se boteze, nu numai oamenii simpli din popor, veneau și cei deștepți care se credeau deștepți și erau realmente fariseii, cărturarii și ei curioși. Cred că am fi mers și noi toți dacă ne-am pune în situația lor de atunci. Să auzim ce ne spune. Că nu era televizor atunci, n-aveau internet, n-aveau la ce să... Când apărea o voce de aceasta, toți curioși, ia să vedem ce ne spune acest profet. Și mergeau toți. Și pentru toți Ioan avea, luminat de Dumnezeu, un cuvânt de spus. Și o să auziți în Evanghelia Duminicii, care se apropie a doua din Advent. Fiind profet, Ioan cunoștea viața celor care veneau la el să primească botezul. Știa că unii dintre ei erau ca niște pui de vipere și nu se rușina să le spune: pui de vipere, ce sunteți? Convertiți-vă, întoarceți-vă, nu mai continuați viața voastră, că nu este bine să continuați viața așa. Sau erau ca șarpele ispititor din Eden, din grădina Paradisului. Vedea Ioan că era profet, vedea falsitatea din viața acestora și le cerea ce? Să aducă roade vrednice de pocăință. Aveau nevoie, toți, fiind păcătoși, de harul lui Dumnezeu. Eu am subliniat totdeauna în viața mea preoțească de 40 de ani și voi face cu atât mai mult de acum încolo ca episcop, cât de important este harul lui Dumnezeu pentru convertirea noastră. Cele șase adevăruri de credință, ultimul spunem așa: harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului. Ei, acești oameni aveau nevoie de harul lui Dumnezeu, după cum avem nevoie și noi, ca să realizăm o adevărată convertire, mai ales acum în timpul sfânt al Adventului.
Și Ioan îi biciuia să folosești și cuvântul acesta pe ascultătorii săi, mai ales pe cei care meritau acest lucru, că erau îndărătnici. Farisei, știm și Iisus ce poziție a avut față de acești oameni. Dumnezeu este fidel promisiunilor făcute, dar așteaptă ca poporul său să fie și el fidel. Noi toți așteptăm Dumnezeu să fie fidel, dar noi suntem fideli față de Dumnezeu. Evanghelia folosește aici două imagini și le aveți acum notate acolo, le-am scris. Securea și lopata, să le rețineți. Două imagini. Prima imagine folosită de evanghelistul Matei este foarte sugestivă, aceasta cu securea, care înseamnă pedeapsa pe care și-o atrage omul din partea lui Dumnezeu pentru păcatele pe care le face și nu vrea să se convertească. Și spune Ioan că această secure stă la rădăcina pomilor. Pomii suntem noi oamenii. Și este pregătită pentru a îndepărta pomul care nu aduce roade, adică răul. Și pentru a face spațiu, pentru a aduce aer și a face lumină în jurul pomului care aduce roade, adică binele. Cât privește a doua imagine, cea cu lopata, spune textul sacru, lopata de vânturat este în mâna lui, adică a lui Mesia, și va curăța aria sa, va aduna grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge. Matei 3:12. Ei, înțelegem din cuvintele Evangheliei că nimeni nu are cum să scape de judecata lui Dumnezeu. Noi știm, Dumnezeu este bun, milostiv, iubitor, e Tatăl nostru, e Tăticul nostru, dar este și drept, răsplătește binele și pedepsește răul. Așa învăța de mici la catehism. Nimeni nu scapă de judecata lui Mesia. El, spune Ioan în predica sa, curăță ogorul, aria, cu exigența învățăturii sale, lopata de vânturat, și adună binele, adică grâul, în locul pregătit celor drepți, adică în hambar, în imaginea din Evanghelie. Iar răul, simbolizat de pleavă, îl îndepărtează, îl așează în loc destinat celor care se pierd, adică va arde în foc, cu referință la focul veșnic al iadului. Acum să nu vă gândesc la ceva material, că în lumea de dincolo, cerul, iadul, purgatorul, propriu zis, nu sunt locuri, sunt stări. Dar pentru a înțelege mai bine realitatea acestor, în ghilimele, locuri, folosim imagini accesibile nouă oamenilor, focul, suferința celor care sunt condamnați, suferința lor este teribilă, mult mai teribilă decât focul pentru noi, că dacă punem mâna în foc, repede o tragem. Dar folosim aceste imagini ca să înțelegem mai bine realitățile credinței, să îndepărtăm pleava și să aducem lumină, multă lumină în viața noastră. Asta trebuie să ne străduim să facem. Înlăturăm pleava, adică răul, păcatul, putregaiul spiritual, trebuie să-l înlăturăm și în loc să aducem lumină. Așa cum avem nevoie de spațiu, aer și lumină pentru a trăi, la fel avem nevoie de harul lui Dumnezeu ca să fim asemenea pomului bun care înflorește și care aduce roade. Întreaga noastră ființă trebuie să se deschidă cu sinceritate înaintea harului divin,
să primească acest har cu bucurie, să se convertească și să aducă roade. Liturgia cuvântului ne învață cum să ne pregătim cu folos pentru venirea lui Iisus. Suntem în timpul Adventului, v-am explicat în cateheza trecută, Adventul, de la Adventus, venire. Iisus vine și noi trebuie să ieșim în întâmpinare, dar trebuie să ieșim în întâmpinarea Lui cu inimă curată, înlăturând răul, făcând binele. Nu este suficient o împlinire, o simplă împlinire a datoriei sau a unor practici religioase. E adevărat, toți suntem botezați și ne numim creștini, dar nu este suficient. Mergem la Sfânta Liturghie, dar trebuie să facem ceva mai mult. Când mergem la liturghie, știți, tema pe care am ales-o pentru noul an bisericesc liturgic, început cu prima duminică din Advent. Când mergem la liturghie, liturghia de rorate, mai ales cea de dimineață, cum spuneau părinții noștri, dimineața suntem odihniți, avem mintea mai odihnită și liniștită. Ei, să ne cercetăm cugetul și să ne întrebăm atunci cu sinceritate, există neghină în viața mea? Să nu ne fie teamă de a privi în lăuntrul nostru cu atenție, de a arunca o privire în dărâtul vieții noastre de până acum și să găsim situațiile din viață în care L-am supărat pe Dumnezeu în atâtea feluri. Și dacă descoperim neliniște sau zone de conflict în inima noastră sau în relațiile noastre cu semenii noștri, cu aproapele, să le recunoaștem și să nu rămânem acolo, în acea stare, pentru că ne face rău și mai mare. Produce mai multă neliniște, să avem curajul să ne ridicăm. Și tocmai de aceea, explicându-vă că se potrivește bine aici, Doamne, miluiește-ne, explicându-vă riturile de început ale Sfintei Liturghii, intră aici și acest Doamne, miluiește-ne, acest rit penitențial. Este momentul în care îi cerem iertare lui Dumnezeu, cerem iertare semenilor noștri, rugându-L pe Dumnezeu să înlăture din inimile noastre neghina păcatului, obstacolele care ne separă de semenii noștri. Toți cu voce tare spunem aceeași rugăciune, dar toți, și episcopul, și preoții, dacă sunt mai mulți concelebranți, și credincioșii, toți spunem, dar toți, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și așa mai departe, că am păcătuit cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Și apoi continuăm cu Doamne, miluiește-ne, Hristoase, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne. Deci tot și păstor și turmă, și preot sau episcop și credincios, toți îi mărturisim Domnului cu voce tare că suntem greșitori, păcătoși, că avem nevoie de iertarea Lui, de harul Său mântuitor. Și dacă ne dăm seama că am greșit grav, să-i cerem iertare. O să aveți foaia, pentru că nu intru în detalii mai multe, la ieșire, cu cateheza despre Sfânta Liturghie. Aici am făcut referință pentru că se leagă de tema de cateheza duminicii a doua din Advent. Și o să vedeți acolo, în aceste rituri de introducere, cu semnificația lor, cu multe detalii, cerem iertare lui Dumnezeu. Dacă atunci când ne examinăm conștiința la începutul liturghiei și conștiința ne spune că avem păcate ușoare, lesne iertătoare, acestea ne sunt iertate prin acest mărturisesc lui Dumnezeu, dacă îl spunem cu căință, cu părere de rău,
și dezlegarea care o dă preotul, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dar dacă cineva, examinându-și conștiința, își dă seama că a făcut păcate grave, păcate de moarte, să facă spovadă, în particular, vedeți, sunt 4 scaune de spovadă aici în catedrală. Și mai totdeauna, cel puțin un preot sau cel puțin 2, la Sfânta Liturghie așteaptă pe toți cei care vor să se împace cu Dumnezeu. Că păcatele de moarte nu sunt iertate prin acel mărturisesc de la Sfânta Liturghie. De aceea se cuvine să facem o spovadă bună. Și mai ales venind acum sfintele sărbători ale Crăciunului și cele legate de el. Ca astfel, cu inimă curată, să putem participa la sfânta și dumnezeiasca liturghie de fiecare dată. Și cu sufletul curat să-L și primim pe Iisus sacramental în inima noastră. De altfel, cum am putea noi să participăm împreună la sfânta liturghie? Altfel decât împreună, în comuniune, cu inimă împăcată, ca o adevărată familie a copiilor lui Dumnezeu. Și să trec acum și la următorul punct și ultimul, cuvintele Sfântului Paul, să avem aceleași sentimente unii față de alții. În timpul sfânt al Adventului, să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea aceleași sentimente unii față de alții, aceleași cu ale cui? Cu ale lui Iisus Hristos. Pentru ca într-un cuget și într-un singur glas să-L putem glorifica pe Dumnezeu, să-L preamărim pe Dumnezeu Tatăl. Așa citim în scrisoarea către Romani, capitolul 15, versetele 5 și 6. Să creăm spații de comuniune, să favorizăm un ambient propice pentru a aduce lumină în sufletele noastre, în viața noastră. Dar, repet, împreună, păstor și turmă. Și propun două hotărâri, vedeți, le-am scris acolo, prescurtat. Prima, iertarea, iertarea dată și iertarea primită. Și doi, un loc de liniște, pentru că am început catecheza cu pustiul, acolo unde a predicat Ioan, loc propice, spuneam, pentru convertire, pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru a face ordine în viața noastră. Și ca loc de liniște, deci iertarea, prima dată, hotărâre, să iertăm și să știm să primim iertare. Două lucruri foarte importante. Și celălalt, liniștea. Nu putem realiza întâlnirea cu Dumnezeu. Nu putem realiza un progres în viața noastră spirituală în gălăgie. În sala sau la discotecă, unde știți voi ce gălăgie e acolo. Nu te auzi unul cu altul nici la un metru. Dumnezeu vorbește în liniște. Căutați astfel de locuri în biserică, acasă, creați ambientul acesta de liniște, dar vă propun, cei care sunteți în preajma localităților menționate acolo, avem niște sanctuare acolo, niște locuri privilegiate ale întâlnirii omului cu Dumnezeu. Este Cacica, vedeți, Bazilica Minor din Cacica, apoi avem Viișoara, mănăstirea benedictină, foarte frumoasă. Cei care sunteți în preajmă și ați fost vreodată acolo, puteți da mărturie. Mai departe, Luncaniu, mănăstire carmelitană, un mediu excepțional de frumos în natură, locul întâlnirii omului cu Dumnezeu și ultimul la Onești, sanctuarul fericitului Ieremia. Deci, în dieceza noastră, vă îndemn să, când aveți ocazie sau să vă creați o ocazie, să ieșiți din gălăgia lumii și să mergeți în aceste locuri pentru a face experiența întâlnirii cu Dumnezeu,
pentru a lăsa pe Dumnezeu să vă vorbească, să ne vorbească, eu nu mă exclud, și să realizăm într-adevăr progres în bine, în viața noastră de credință. Și în concluzie să-i cerem lui Dumnezeu harurile de care avem nevoie. V-am spus mai înainte, harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului. Să-i cerem lui Dumnezeu harurile de care avem nevoie pentru a realiza un adevărat progres în viața noastră de credință, pentru a face liniște, curățenie în sufletul nostru, pregătindu-ne pentru sărbătoarea Crăciunului, să ne lumineze Dumnezeu mintea, să ne întărească voința, ca să observăm tot ceea ce ne desparte de ceilalți frați, de cunoscuți, de vecini sau de colegii de muncă. Și când observăm că avem dificultatea de a privi pe cineva în jurul nostru, să înțelegem că a sosit ceasul să ne împăcăm cu el, să avem curajul să-i cerem iertare, iar cel care este rugat pentru iertare să aibă capacitatea, puterea de a da iertarea. Așa cum așteptăm noi iertare de la Dumnezeu, să o dăm și noi celor care ne-au greșit. De câte ori auzim noi, nu-l iert niciodată. Sau, n-am nimic cu el, dar măcar să-și rupă piciorul. Sau să-i ardă casa. Ce fel de iertare este? N-am nimic cu el. Asta înseamnă că nu ai nimic cu el. Așa cum Dumnezeu ne iartă total și pentru totdeauna, și așa vrem ca să fie iertarea din partea lui Dumnezeu, să învățăm și noi să o dăm celor care ne greșesc. Nimeni nu poate să ne greșească mai mult decât am greșit noi lui Dumnezeu. Dacă am înțelege ce înseamnă păcatul și mai ales păcatul de moarte. Așadar, să ne dispunem inimile noastre pentru rugăciune, pentru pocăință, pentru iertare. Doar împreună putem pregăti calea Domnului, doar împreună ne putem pregăti, așa cum se cuvine unor creștini adevărați, pentru frumoasa sărbătoare a Crăciunului. Amin. Păstrăm acum câteva momente de tăcere, încercăm să ne transpunem în pustiu, făcând liniște pentru ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Câteva momente. Preasfințite, în numele celor care v-au ascultat, vă mulțumim cu toții, vă mulțumesc personal, dar și în numele celor prezenți aici sau care v-au ascultat pe calea undelor. Și dacă îmi permiteți, cu toții, aș dori să amintesc aici ce se întâmpla până în 89 în clandestinitate, în Biserica Greco-Catolică. Atunci când cineva mergea în vizită la un prieten, la o prietenă, îl anunța cu aceste cuvinte: voi veni la tine și ți voi aduce bomboane. Unde bomboane însemna Sfânta Împărtășanie. Vă mulțumim așadar pentru aceste bomboane spirituale pe care atât de frumos le-ați punctat. Înainte de toate să avem curajul să intrăm în deșert, mai ales în deșertul bisericii și în mod special, aș spune eu, în deșertul inimii noastre, pentru că e mai greu să intre acolo.
e mai dificil. Preferăm să intrăm în deșertul altuia. Apoi ne-ați adus aminte cine l-a botezat pe Iisus. Mi-aduc aminte odată la o predică, un copil mi-a răspuns, părintele paroc l-a botezat. Nu. De asemenea, importanța acelui Doamne miluiește de la Sfânta Liturghie și mai ales ne-ați amintit că trebuie să fim echilibrați în viață, cu noi și cu cei de lângă noi. Iar acest echilibru provine din raportul echilibrat pe care îl avem cu Dumnezeu. Dacă din biserică cineva are vreo întrebare, vreo completare, vreo împărtășire de idei, avem aici. Sfântul Ioan Botezătorul a spus, urmați calea Domnului. Cum ar trebui un creștin din zilele noastre, un tânăr, să pună în practică acest sfat al Sfântului Ioan Botezătorul? Răspund înainte de toate că nu-i ușor să-L urmăm pe Iisus, pentru că El ne spune, cine vrea să vină după mine, nu spune, îi dau o mașină, un Volkswagen, sau îi dau un telefon ultimul care a apărut. Cine vrea să vină după mine, să ia crucea și să mă urmeze. Dar și răsplata pe care o dă Iisus celui care are curajul să ia crucea și să meargă după El, este extraordinară răsplata. Noi nu ne dăm seama acum pentru că suntem legați de cele materiale și asta imediat ne răpește. Atenția, gustul, plăcerea, dar când vom încheia viața pământească și nu vom mai avea treabă cu cele materiale trecătoare, vom simți nevoia de Dumnezeu. Și cel care îl are pe Dumnezeu, acela este cu adevărat fericit. De multe ori auzim pusnicii, oameni nebuni, sunt nebuni, dar de iubirea lui Dumnezeu. Ei sunt mai fericiți în singurătatea lor, în pusnicia lor, decât cel care are de toate și se lăfăiește în toate, spun că e fericit. Nu e adevărat. Fericirea o aduce Dumnezeu atunci când Dumnezeu este primit în sufletul omului, în viața lui, în familia lui. În acele familii unde Dumnezeu ocupă primul loc, acolo este fericire, mulțumire, chiar dacă sunt dificultăți. Dar omul credincios știe că trebuie să-și poarte crucea cu răbdare, știind că la capătul tunelului este lumină. Și ce lumină? Lumina Paradisului. A-L urma pe Iisus Hristos înseamnă a lua crucea, a înfrunta dificultățile vieții, a nu ceda în fața tentațiilor, și sunt așa de multe astăzi, a avea acest curaj și încredere, cum ați auzit, Ioan Botezătorul avea o încredere totală în Dumnezeu, în promisiunile Lui, împlinirea făgăduințelor Lui. Așa și noi, cine mă urmează va avea lumina vieții, spune Iisus, nu va umbla în întuneric. Avem ocazie în timpul Adventului să pătrundem mai mult cuvântul Scripturii pentru a înțelege sublimitatea realităților credinței și să înțelegem că merită orice jertfă ca să-L avem pe Dumnezeu și să trecem biruitor prin greul vieții pământești. Acum nu ne mai permite timpul, pentru că am spus, nu vrem să depășim. Recur, s-a oprit ceasul meu, ora de acolo nu merge bine. Cât e un ceas? Fără 7, uite, ăla e fixă, ce fel de ceas ai acolo? Da, dacă tot mă uitam la ceasul de acolo. E vreo întrebare din biserică? Dacă nu, propun să încheiem cu o scurtă rugăciune și apoi primim binecuvântarea Preasfințitului. O să fiu mai atent pentru viitor, că eu, concentrându-mă la ceea ce vreau să vă prezint, nu mă mai uit la această minte, când m-am uitat, mă speria mai tare la ăla. Așa, facem o scurtă rugăciune. Vă mulțumesc pentru participare. După aceea, binecuvântarea și la final, un cântec la Fecioara Maria, pentru că ne pregătim de o sărbătoare atât de frumoasă, 8 decembrie.
Doamne, te rugăm să vii în mijlocul nostru și să ne susții în problemele de fiecare zi. Luminează cu harul tău mintea, viața și ființa noastră întreagă, pentru a putea vedea planul tău de iubire. Aprinde în inimile noastre o vie dorință de convertire și de schimbare a gândurilor, cuvintelor și faptelor noastre. Ajută-ne să avem capacitatea de a te recunoaște și de a te primi cu o inimă umilă și cu un suflet împăcat. Doamne, dă-ne harul de a pregăti calea venirii tale și de a îndrepta cărările noastre. Dăruiește-ne aceleași sentimente unii față de alții, pentru ca într-un cuget și într-un singur glas să te glorificăm mereu. Tu, care ești calea, adevărul și viața, transformă ființa noastră, înclinată spre cele dinainte și îndreaptă spre orizontul nostru și rodnic al prezenței tale în mijlocul nostru. Amin. Ne ridicăm acum și ne plecăm fruntea pentru binecuvântare. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Ora de cateheză s-a încheiat, mai rămâneți la ultima cântare și apoi mergeți și trăiți în pace și preamăriți-L pe Dumnezeu cu viața voastră. Mulțumim lui Dumnezeu!